Deci începem din nou un test cu o lumină de scară, de hol, pe balustradă. Pornim de aici. Știu că se vede chiar. Considerăm că am plecat din stânga. Nu ne-am mai întors. Ori ne-am întors și ne vede senzorul. O să vedeți că lumina pleacă înapoi. Ok? Deci plecăm iar. Mergem pe treaptă, alergăm. Am lovit senzorul al doilea, să zicem așa. Bun, acum pornim din dreapta, spre stânga. Lumina va pleca corect. Aici putem să schimbăm culoarea de pauză. Era alb, roșu. Schimbăm galben. Albastru. Și-a plecat. E normal că el săracul nu știe că încă. Poate eu modificăm și pe asta. Deci am plecat din dreapta spre stânga. Lumina o să plece din dreapta spre stânga. O să se stingă. Perfect. Și acum. Am mov. Bleu. Alb. Deci acum avem un nivel destul de scăzut la intensitatea, undeva spre 100 din 255, avem aproape 1 amper, 930. Deci e foarte interesant, aici am decât un metru de bară de LED-uri, WS2812, care e la fel cu 2811, cam asta e.